Prea cuvioși și prea cucernici părinți, cuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase, Hristos a înviat! Suntem la pomenirea Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, aici la Mănăstirea Putna, într-un an în care, cu mila Domnului, ne putem vedea că ținem minte încă și anul trecut, când greu a fost în ziua de astăzi, o curte goală și o mănăstire înjumătățită, părinții nu s-au putut toți bucura de sărbătoarea aceasta. Dar dacă anul trecut, odată cu Sfântul Ierarh Iacob, s-au mai dat niște dezlegări în cele ale viețuirii noastre, iată că și de anul acesta, și în anul acesta, adică de ziua Sfântului Iacob, el care a știut să lege anumite lucruri, ajută și să se dezlege anumite lucruri, și de astăzi sunt câteva, să spunem, atenuări ale restricțiilor, nădăjduind ca încetul cu încetul, cu mila Domnului, progresiv în vara aceasta, să scăpăm de această durere și această pacoste care a venit pentru păcatele noastre, bineînțeles, peste noi și peste lumea întreagă. Pentru toate însă fie Domnul binecuvântat și nădăjduind la rugăciunile Sfinților și de astăzi ale Sfântului Iacob Putneanul, mergem înainte cu credință și cu nădejde că toate sunt în mâna Domnului. Îl prăznuim deci pe Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, iubiți credincioși, mare păstor, părinte duhovnicesc, păstor al turmei pe care Dumnezeu i-a rânduit-o spre povățuire și spre păstorire. Și cuvântul Sfintei Evangheliei pe care tocmai l-am auzit, despre asta a vorbit. Despre Domnul nostru Iisus Hristos, care este singurul, adevăratul, deplinul păstor de suflete. Și după chipul Lui, atât cât se poate omenește, trebuie să urmăm și noi, cei care suntem păstori de suflete, dar nu numai. Păstorul cel bun, s-a spus în Sfânta Evanghelie după Ioan, pe care am auzit-o, de două ori s-a spus, că păstorul cel bun, sufletul și-l pune pentru oile sale. Cu alte cuvinte, doar dacă îți pui sufletul pentru oile pe care le ai, pentru oamenii pe care ai în păstorire, pentru oamenii peste care ai fost așezat, ai fost rânduit, nu doar în slujirea cea clericală, cea bisericească, ci oriunde, doar dacă îți pui sufletul pentru ei, meriți numele de păstor bun. Dacă nu ești păstor năimit, ești fur și tâlhar. Dacă dai bir cu fugiți atunci când vine greutate peste turma ta, peste administrația ta, peste familia ta, peste orice acolo unde ești rânduit a fi cârmuitor, chivernisitor, rânduitor de lucruri, numai păstorul care își pune sufletul, își pune sufletul pentru oile sale, numai acela este păstor bun. Dar ce înseamnă? Ce înseamnă să-ți pui sufletul pentru cineva? Ce înseamnă? Sufletul e cel mai de preț lucru. Cum adică să-mi pun sufletul? Să-mi dau eu ce am eu mai de preț? Unde să-l pun? Pentru ce să-l pun? Așa, pe înțelesul nostru, a-ți pune sufletul pentru cineva înseamnă să te lași pe tine. Să nu te preocupe atât de mult sănătatea ta, planul tău, planurile tale, dorințele tale, ceea ce îți place ție, ce să te gândești mai mult la celălalt, să jerfești din timpul tău, din ceea ce ai dorit tu să faci, să nu-ți pese atât de mult de tine, ci să-ți pese de celălalt. Ascultam odată pe Părintele Mitropolit Bartolomeu al Clujului, care spunea așa: dumneavoastră vi se pare că nouă ne e ușor unde întorci cuvinte de laudă, de apreciere, slavă, într-un mulți ani stăpâne, dar el spunea, eu am o administrație atât de grea, pe care doar umerii mei știu ce înseamnă,
cel de la contabilitate, chiar și câteodată chiar și secretarul, chiar și protopopul chiar câteodată, deși iau mai mult lucru de lucru. Când pleacă acasă la ora 5, la orele 17, e gata. Dar eu, zicea părintele mitropolitului Bartolomeu și în același glas pot să spună toți părinții ierarhi, chiriarhi, eu încă stau cu toată grija asta, cu părintele de acolo, cu parohia de acolo, cu numărul de secte de acolo, cu tot ce se întâmplă în legislație astăzi și mâine și așa mai departe. Nu pot dormi atât de ușor cum doarme altcineva care și-a făcut datoria, și-a încheiat socotelile, a ieșit bilanțul, a închis catastiful, a închis laptopul, a plecat acasă, bineînțeles, are alte griji, cele ale familiei. Un păstor bun nu poate dormi când știe că se întâmplă ceva care îi dăunează, îngreunează turma. Și așa a fost Sfântul Iacob Putneanul. Sufletul și-a pus pentru oile sale și a putut să-și pună sufletul pentru oile, pentru noi, pentru credincioșii pe care a păstorit, pentru că el mai întâi și-a pus sufletul în mâna lui Dumnezeu. El s-a dat pe sine lui Dumnezeu și s-a dat de la 12 ani, când ți-i drag să te joci afară cu copiii. El a venit la mănăstire, a bătut aici metanie la Sfânta Mănăstire Putna și cum să nu-L iubească Dumnezeu pe un astfel de copil și apoi pe un astfel de om? Când și-a închinat viața și-a dat sufletul, toate ale sale le-a pus la picioarele Domnului și a zis, Doamne, fă Tu din mine ceea ce crezi Tu că trebuie să faci. Nu și-a propus el să ajungă nici diacon, nici preot, nici egumen, nici episcop, nici mitropolit. Nu și-a propus el asta. Dar atunci când a fost chemat și a asumat lucrul acesta cu toată ființa sa și în acei 5 ani de păstorire la Rădăuți și în cei 10 ani de păstorire la Iași ca mitropolit, sufletul și-a pus pentru oile sale. Prin rugăciune, în primul rând, bineînțeles. Asta, în primul rând, ar trebui să te rogi pentru cei pe care ai tu în grijă. Duhovnicul pentru ucenicii săi, episcopul pentru preoții săi, preotul pentru credincioșii pe care în parohie. O, ce minunat ar fi ca un director să aibă un pomelnic, un pomelnic cu cei pe care îi are în grijă. O, ce minunat ar fi ca tatăl, un tată de familie, să-și pomenească el familia. Așa cum pomenește preotul la proscomidie, așa un tată de familie să-și pomenească familia. Și dacă ești mai în vârstă, ești de acum bunic, să-ți pomenești întreaga familie, să știți tot nepoții și toate nepoatele și cei cu care ei s-au căsătorit. Asta înseamnă, în primul rând, prin rugăciune ți arăți că sufletul ți-l pui pentru celălalt, că nu atât de mult te preocupi tu de tine însuți, ție să-ți fie bine. Dar în viața Sfântului Iacob Putneanul, iubiți credincioși, există câteva momente în care vedem că el, păstorul de suflete, s-a îngrijit nu doar de mântuirea sufletelor, ci s-a îngrijit și de altceva. Poate ne-ar părea nepotrivit pentru un călugăr smerit, un călugăr care s-a retras din lume, să se implice el în problemele vremii. Uite că Sfântul Iacob n-a gândit așa. Am în minte câteva exemple, să văd câte am să pot pe scurt să vi le relatez. Ce încredere aveau oamenii în el? De ce aveau oamenii încredere în el? Pentru că îl simțeau alături. La un moment dat era domnitor Ioan Teodor Calimachi, cred că. Și avea un dregător care s-a comportat urât, foarte urât, cu poporul. Și s-a pornit o răzmeriță, o răscoală, o revoltă, un meeting, dacă vreți, care s-a lăsat chiar cu vărsare de sânge. Și atunci au apelat la cine? În cine au avut încredere? Cine au știut oamenii că poate să meargă așa ca reprezentant, ca delegat al nostru, ca mesager al nostru și să pună înaintea domnitorului durerile noastre? Mitropolitul Iacob Putneanul,
De ce? Pentru că El s-a identificat cu poporul său. Durerile poporului, de orice fel ar fi fost ele, erau durerile mitropolitului Iacob. Și s-a dus la domnitor și a negociat și până la urmă lucrurile s-au așezat. Așa și de a făcut atunci când a venit vorba de o invazie a tătarilor, dar cel mai vizibil lucru al implicării și cu consecințe de nebănuit pentru viața Sfântului Iacob într-un fel, a fost ceea ce s-a întâmplat, cei care știți, cu acea pacoste care a venit, cu acea lepră, o numesc anumite scrieri, o taxă, un impozit mare și greu de purtat, greu de dus, văcăritul. Ce era aceasta? Oamenii care aveau animale mari acasă trebuiau să plătească niște dări care n-aveau niciun fel de noimă, adică erau, nu puteai să știi la ce să te aștepți, că nu erau atunci sistem electronic de verificare dacă ai plătit sau dacă n-ai plătit, la ce interval să plătești. Erau și multe abuzuri, și atunci ca și acum. Și atunci oamenii erau săraci, erau sărmani, atât de necăjiți erau cu această, cu acest impozit, cu această taxă, încât nici nu-și doreau să aibă copii, pentru că nu știau dacă o să aibă cu ce să-i crească. Și era, cum să spun, erau vremuri grele, iubiți credincioși, că stăpânirea nu era o stăpânire aleasă de către popor, era trimisă de la fanari, erau domnitorii fanarioți și ei își cumpărau. Își cumpărau scaunul domnesc, tronul, dădeau peșcheși, dădeau dări și la sultan, și la marele vizir, și la alții care puneau cuvânt. Și după aceea când veneau în teritoriu, trebuiau să recopere ce au plătit, că nu au plătit din buzunarul lor, au strâns din dreapta și din stânga. Și atunci puneau dări mari pe popor. Și Sfântul Iacob, în repetate rânduri, a participat la niște acțiuni, iubiți credincioși, de blestem, de legare. Atât de mult erau, atât de bine erau văzuți păstorii cei duhovnicești ai vremii, încât chiar și stăpânitorilor cei lumești le era frică de ei, de frică de episcop sau frică de mitropolit, ci frică de Dumnezeu. Și atunci au legat cu blestem. Și nu era așa că spunea, era... Acum, în cadrul Sfintei Liturghii se întâmpla această legătură, această citire, că dacă cineva va mai îndrăzni să pună această taxă pe umerii poporului, așa se întâmple și așa să se întâmple. Deci, într-un cadru liturgic, într-un cadru bisericesc, arhiereul cu veșminte să rostească lucrurile acestea cu puțin tentinfioară. Uneori spune, păi bine, dar preoții și episcopii sunt rânduiți să binecuvinteze, nu să blesteme. E bine, uitați că au fost momente în istorie când oamenii, din păcate, de frică au știut. E bine, să nu intru foarte mult în amănunte. A oprit Sfântul Iacob, au venit presiuni mari asupra lui ca să dezlege, pentru că la Istanbul, la o poartă, trebuiau să fie trimiși bani, cărmuitorii, cum erau și ei, vreau să aibă și ei buzunarele pline. Și la un moment dat, Sfântul Ierarh Iacob a zis, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Și deși erau multe presiuni, n-a cedat, n-a deslegat blestemul, însă s-a retras pentru pace. A lăsat mitropolia, a lăsat scaunul cel vlădicesc, a lăsat mitra, a lăsat omoforul, a lăsat cârja și a venit aici la mănăstirea Putna și a mai trăit 18 ani, în smerenie, în rugăciune mai mult, în însingurare, în apropiere de Dumnezeu și a fost înmormântat simplu, într-o smerenie, aproape ca un sihastru, doar cu o cruce simplă de lemn ferecată pe margine cu argint. Suntem noi în stare de lucruri de felul acesta? Ne punem noi astăzi sufletul pentru cei pe care îi păstorim? Ne mișcă cu ceva pe toți, acum nu zic doar despre noi păstorii bisericii, ci despre dumneavoastră. Ne mișcă sufletul
cu ceva atunci când vedem o nedreptate. Că a spus Domnul Hristos, că mai mare dragoste nu există față de cineva ca sufletul să ți-l pui, iată, aceeași expresie. Dacă râzi dragoste față de cineva, atunci până acolo trebuie să mergi încât să-ți pui și sufletul, să-ți pui și viața, să-ți dai și viața pentru celălalt. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru noi toți este, pe noi ne mișcă cu ceva atunci când vedem o nedreptate petrecându-se sau trecem pe alături? Sau spunem, nu mă privește, păi, na, nu. El este cel implicat, acela este cel implicat, da? Pe mine ce mă privește? Mie mi-este bine deocamdată. Această insensibilitate n-a avut-o Sfântul Iacob, că putea să spună și putea să stea foarte bine în reședința mitropolitană sau în ascultările pe care le avea. N-a făcut asta. Lui i-a păsat de ce se întâmplă în jurul lui. Că durerea poporului era durerea lui, suferința poporului era suferința lui. Asta ar trebui să o asculte și cei care sunt rânduiți de către noi, de către popor, să ne conducă la diferite niveluri. Mai de jos și mai de sus. Nu poți să fii indiferent atunci când poporul tău moare de foame. Sfântul ierar Vasile cel Mare, iarăși om ascet, om cu dragoste de Dumnezeu și toată viața și închinatul lui Dumnezeu, când a venit împăratul și a vizitat cetatea, Valens era împăratul atunci. Nu l-a întâmpinat cu flori, cu buciumași și cu trâmbițe, sau cu pâine albă, rumenă și cu sare. Nu, cu pâine neagră l-a întâmpinat. Că a zis, de asta mănâncă poporul? Cu asta te întâmpin și eu. Că din cauza ta mănâncă poporul lucrul acesta. Asta cred că ar trebui să fie întrebarea pe care ne-o pune, ne incită Sfântul Iacob să ne-o adresăm nouă înșine mai întâi, în ziua lui de pomenire. Avem noi măcar ceva din Duhul lui? Ceva să fie acolo? Măcar cu o rugăciune să ajutăm dacă cu altceva nu putem? N-ar mai trebui să apară pe o listă de vot cineva care și-a bătut joc de oameni. N-ar mai trebui să apară pe o listă de vot. Sau noi să-i dăm votul. Slavă ție, Doamne, că pe aici, prin prejur, avem oameni vrednici care ne conduc. Dar mai sunt și în alte locuri. Te doare sufletul atunci când vezi că își face primarul vile mari și 3 mașini la poartă. Și cei asistați social sunt lăsați acolo, dacă îi mai cercetează cineva. Trebuie să ne pese, iubiți credincioși, și trebuie să fim solidari în lucrurile acestea, uniți în lucrurile acestea. Să nu se mai spună despre români că sunt popor dezbinat și că în afară, când te duci, grecii pot să stea împreună, rușii pot să stea împreună. Numai noi românii tare greu câteodată ne adunăm. Slavă lui Dumnezeu că a mai avut bisericile și episcopiile din diaspora și în jurul lor s-au mai coagulat românii, că înainte așa se săpa unii pe alții de numai. Nu cumva să aibă celălalt mai mult decât eu. Dacă eu am găsit un om care mă plătește bine acolo unde lucrez în străinătate, țineam pentru mine, nu spuneam și celuilalt ca și celălalt să se bucure. Asta ne face nouă cinste, popor creștin de atâția ani, popor păstorit de ierarhi atât de vrednici. Cum dăm noi ochii cu Sfântul Ierar Iacob Putneanul, care și-a lăsat tronul arhieresc, scaunul arhieresc și a venit și a mai trăit 18 ani. Nu putea să mai stea 18 ani și să păstorească într-o slavă lumească până la urmă. De să fim mai uniți, iubiți credincioși, mai adunați în jurul lucrurilor în care credem și să nu facem compromisuri. Ce fel de Europa dorim noi să fim, în care să trăim? În ce Europa dorim noi să trăim? Una în care ni se impun legi cu care noi nu suntem de acord? Nu știu, nu se face, că nu avem noi tăria aceasta în zilele noastre. Dar cum ar trebui să mă întâlnesc eu cu cineva care are mandat din partea poporului ca să-l reprezinte acolo și îndrăznește să propună în Parlamentul României sau în alt parlament european o lege care este împotriva bunului simț, împotriva rânduielii bisericești, împotriva naturii pe care Dumnezeu a lăsat-o?
De blestem parcă nu mi-e greu și frică mie ca să mă gândesc la el. Dar măcar o vorbă spusă, tăiș, se poate face lucrul acesta. S-a deschis acum o platformă digitală în care sunt interogați cetățenii Uniunii Europene. Cum văd ei viitorul acestui continent în care Dumnezeu ne-a rânduit să fim și care continent s-a întemeiat pe rădăcini creștine? Și acolo erau mai multe subiecte de discuție despre locurile de muncă, despre poluarea mediului, despre tehnologie și așa mai departe, arte, știință și așa mai departe. N-am văzut un paragraf, n-am văzut o iconiță, un icon în care să fie care părerea cetățenilor acestei uniuni despre viața lor sufletească, spirituală, despre altceva decât despre ceea ce mâncăm, despre ceea ce bem și despre unde putem să ne ducem să ne petrecem vacanțele. N-am văzut lucrul acesta, dar cred că este totuși o rubrică la altele, că sufletul acum este pus la altele, viața cea duhovnicească este pus la periferie, la altele, dar chiar la altele, și acolo ar trebui să ne spunem păsul, să ne spunem dorința, să spunem ce dorim, să nu fim indiferenți, să nu trecem nepăsători pe lângă veacul în care Dumnezeu ne-a rânduit să trăim. Că vom fi judecați toți și o să spună Dumnezeu, ți-am cerut doar ceea ce poți să faci tu, nu ți-am cerut altceva. Cine are putere mai mare poate să facă mai mult. Noi mai simpli, dar și noi putem să facem câte ceva. Dar măcar să nu trecem indiferenți pe lângă ceea ce se întâmplă cu noi, în ceea ce privește viața noastră, cea spirituală, duhovnicească, și cu cei din jurul nostru. Că a zis un mare părinte, Nicolae Steinhardt, a zis, pâinea pentru mine reprezintă un lucru material, dar pentru semenul meu reprezintă un lucru duhovnicesc. Dacă lui îi lipsește pâinea cea de toate zilele, nu este un lucru care ține de materie, ci este un lucru care ține de viață duhovnicească. Și dacă mie nu-mi pasă de lucrul acesta, atunci eu sunt vinovat în fața lui Dumnezeu, pentru că n-am avut grijă de viața lui duhovnicească și de viața mea duhovnicească. N-aș vrea să închei, iubiți credincioși, cumva așa într-o manieră mâhnită și tristă, dar cam asta este realitatea, nu putem să trecem indiferenți pe lângă dânsa. Suntem, da, indiferenți. Nu vibrează sufletul nostru atunci când se face o nedreptate cuiva. Dacă eu sunt nedreptățit, cât de repede îmi caut dreptatea pe toate drumurile și la toate porțile și la toate instanțele. Dar dacă altcineva, necăjit, amărât, fără de sprijin, fără de cunoștințe, fără de pile, fără oameni suspuși, este nedreptățit. Ne mișcă pe noi ceva, tresartă inima noastră cât de cât acolo, măcar să ne pară rău, să punem o rugăciune dacă poate altceva nu putem face. Eu cred că nu suntem chiar atât de indiferenți și că încă mai vibrează ceva în sufletul nostru, dar se poate și mai mult. Se poate și mai mult. Să fim implicați și în viața cetății, fiecare acolo unde Dumnezeu l-a rânduit. Să fim interesați de ce se va întâmpla cu copiii noștri, cu viața lor, cu ce se întâmplă în școlile lor, cu ce se pune în Constituție, să fim interesați. Ce rău îmi pare de acel referendum din 2018, că am picat examenul. Să fim indiferenți să nu fim indiferenți când ni se dictează ceva de la instituțiile europene. Să primim ceea ce este bun și să spunem nu la ceea ce este rău, la ceea ce nu este după Dumnezeu. Să stăm în jurul oamenilor buni, în jurul păstorilor buni și să ne depărtăm de oamenii răi și de păstorii care sunt năimiți, sunt furi și tâlhari. Și nu ne va lăsa Dumnezeu, iubiți credincioși, nu ne va lăsa Dumnezeu, pentru că avem în cer
mijlocitori și rugători, oameni care așa au simțit și așa au trăit. Și printre ei se află și Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, pe care îl prăznuim astăzi și care să mijlocească pentru noi, pentru păstorii noștri cei duhovnicești, pentru păstorii cei lumești care avem nevoie ca Dumnezeu să-i lumineze, să le dea gândul cel bun, pentru ca viața noastră pe pământ să nu fie una în fără de lege, ci una bine plăcută lui Dumnezeu. Amin. Hristos a înviat!